Doamne ajută, Biscu din credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune de drumul spirituale în care astăzi mi-am propus, mi s-a propus de fapt și am gândit că pot să răspund acestei propuneri de a vorbi despre iertare. Cea care mi-a propus acest subiect mi-a spus așa. În ultimul timp am tot auzit fel și fel de lucruri cu privire la subiectul iertare. Cineva a zis să te iert, dar nu te uit. Altceva, altcineva atunci când i s-a cerut iertare zice dar ce eu sunt Dumnezeu, numai Dumnezeu și popa la biserică mai iartă. Sau fel și fel de expresii și exprimări și gândiri și simțiri, care mai de care, bine, nu toate, dar marea lor parte, depărtate de adevăr. Dacă este să vorbim despre iertare, la modul general și totuși din perspectivă creștină, iertarea nu înseamnă nimic altceva decât uitarea unui lucru. Tinerii care mai folosesc tehnologia nouă, că este vorba de un calculator, că este vorba de un telefon inteligent mă rog. Oricum, toate sunt niște calculatoare, până la urmă, principii de bază fiind comune. O informație de care nu mai ai nevoie care nu-ți face trebuință și care, chiar dacă o uiți, dacă rămâne acolo, îți ocupă degeaba spațiul din, din, spațiul de stocare, memoria. Rămâne dedicată acelui, acelei informații inutile degeaba. Ce faci când tânăr ființă, să zicem, da? sau un om care folosește un calculator? ce face când are o informație de care nu are nevoie. În primă fază, folosește funcția DIVIT. Ștergere. Dar acea informație nu iese desăvârșit din calculator. Se duce într-un spațiu pe care îl numim coș de reciclare coșul de reciclare. Adică poți de acolo fie să arunci desertul și fie poți să-l aduci înapoi în utilitate. De-abia dacă te duci în acel spațiu un mic coș de reciclare și de acolo ștergi și de acolo acea informație, aceea dispare de tot din memoria calculatorului. De ce m-am folosit de această paralelă? Pentru că foarte mulți dau un fel de dirit unei informații, să-i spunem. Fapta pe care zic ei că o iartă, fapta rea, greșită sau părută de ei că e greșită aproape. Mi-a greșit cineva și zic bine, te iert, m-am dus și m-am spovedit și chiar și acolo am spus că m-am certat, m-am supărat și după aceea am mărturisit că iert, că de, trebuie să fiu și eu iertat ca să mă pot împărtăși mă să zicem, mecanismul empiric de gândire și de simțire. Și după ce ies de la spăvedi, după ce mă împărtășesc, la un timp oarecare, apare refresh-ul, aducerea minte. Mi-am adus aminte că respectivul mi-a făcut ceva. De fapt, cel rău vine și scoate din coșul de reciclare acea informație și o activează. Dacă în coșul de reciclare n-ar mai fi nimic, nu ar avea ce să, reci să recicleze, să repună în activitate. De aceea, mecanismul iertării este unul aparent simplu, de fapt extrem de complex, în cele din urmă, de fapt, ușor și de mare utilitate pentru noi. În momentul când iertăm, nu facem un lucru bun celui pe care îl iertăm. Facem, dar e o consecință. Scopul este să-mi fac mie bine, pentru că mie îmi fac bine atunci când iert, când dau la o parte greșeala cuiva. Există Haideți să ne punem în cele două situații. Situația celui care trebuie să ierte și situația celui care vrea să fie iertat. Atunci când cineva ți-a greșit, ce ai de făcut? Rămâi supărat până când cel care a greșit îți își arată părerea de rău, vine și recunoaște greșeala. Îți cere să-l Stai în tensiunea aceea. Poate el nici nu mai vine. Poate că el nici nu știe că a greșit, sau poate că ignoră faptul că ți-a greșit, cum te ignoră pe tine ca persoană. Și tu aștepți și stai în tensiune? Nu. Primul pas definitoriu pentru tine este dacă cu adevărat ți-a greșit să-l și să te rogi. Avem poruncă, avem recomandări în sensul acesta multe și în Scriptură și la Sfinții Părinți. Să iertăm de șaptezeci de ori câte șapte. Numai dacă am face empirica în înmulțire, să spunem, am ajunge la numărul 490. Și să ierți unui om de 490 de ori. Nu doar în viață, chiar și în fiecare zi. Dar nu știu dacă se poate ca unui om altul să-i greșească de 490 de ori, fie și în toată viața. Oricum, nu de 490 de ori trebuie să iertăm. Dacă cineva reușește să-ți greșească a 491 oară, acea ultimă greșeală, să nu, să nu o ierți. Nu. Exprimarea Mântuitorului Hristos de 70 de ori câte șapte ține cumva de simbolistica cifrei șapte, care e o simbolistică a plinătății, a deplinătății. Asta înseamnă de fapt, că iertarea trebuie să fie deplină. Deplină și desăvârșită, totală și tot timpul. A greșit, nu vine să-ți ceară să-l ierți dar tu pentru liniștea și pentru pacea ta îl ierți, fără să-l anunți neapărat și fără să-i spui numai decât că l-ai însă asta pentru că tu pe tine însuți te iubești și îți dorești binele și vrei să fii liniștit însă liniștea ta Depinde de starea pe care o ai. Mulțumesc frumos, bine regie. Mai avem câteva întrebări? Mm, e bine, ne bucurăm. La momentul în care tu l-ai iertat și el nu a venit, ai făcut binele cel mai important pentru tine, ți-ai făcut curat, ai spațiul, ai memoria eliberată, nu te mai consumă, nu, nu mai consum din resurse tale lăuntrice, energia ta nu se mai focusează către. În momentul în care tu ai iertat și mâine sau apoi mâine te întâlnești cu acea persoană care știind cumva că a greșit, se așteaptă într-o omenească judecată ca tu să ai un comportament de om supărat, tu și uitând că acela ți-a greșit și comportându-te firesc și normal, este inițial șocat. După care dobândește brusc curajul să vină să, să-ți spună că îi pare rău. Iată consecința. Acela se reconfigurează rapid lăuntric și are și curajul să facă pasul. Dar dacă pe tine te-ar vedea, tot supărat, tot uh, afectat de greșeală, în slăbiciunea ei, na, încă nefiind el un om de săvârșit, poate, își inhibă, poate, pornirea de a-și de a cere iertare, pentru că zice că nu mai are nicio șansă văzându-ți starea. Și atunci, și tu te consumi și el nu se îndreaptă și nu știu De asta spun că cea mai mare forță aceasta a iertării stă în cel căruia i s-a greșit. Cui se greșește cel mai mult? Lui Dumnezeu. Forța. Cui, unde stă? Forța iertării. Cel mai mult stă în Dumnezeu. Hai să ne uităm la modul general la noi toți. Cu toții suntem oameni căderi există în viața fiecăruia, lucru pe care Hristos știindu-l ne-a și spus ori de câte ori vei cădea, scoală -te și te vei mântui, bazându-se pe capacitatea sa dumnezeiască de a ne ierta, condiționată iată doar de ridicare. Căutăm să ne ridicăm, adică să... Ce face omul când, când este căzut și vrea să se ridice mai întâi? Ridică ochii către postura în care vrea să se ridice. Noi din cădere vrem să ne ridicăm la Dumnezeu. Ce facem? Întâi de toate ridicăm ochii la Dumnezeu și îi cerem iertare. Merge la spovedi după aceea, toate cele. Însă intenționalitatea ridicării contează foarte mult. Și ajungem să dobândim iertare, pașii îi știm. Ce facem cu omul care nu iartă? Acela se, se îmbogățește în răutăți și ajunge să, să nebunească este greu să nu ierți. Însă, pericolul acesta este extrem de mare. Mântuitorul Hristos a condiționat însă și calitatea rugăciunii de iertare. A condiționat receptarea iertării dumnezeiești de acordarea de către noi pentru cel care ne-a greșit. Iertare. Acordăm iertarea celui care ne-a greșit. Dacă acordăm iertare, primim iertare. Dacă nu iertăm, nu suntem iertați. Dacă nu iertăm, rugăciunea noastră nu-și atinge obiectivul. Ori de câte ori stați de vă rugați, să credeți că cele pe care le cereți le veți primi și le veți avea, și să iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru, cel din cer, să vă ierte vă greșelile vaste. Acesta este textul de la din Evanghelia la Marcu, capitolul 8, dacă nu mă înșel, în care chiar așa ne povățuiește Mântuitorul Hristos. Iertăm și suntem iertați. Dar cei mai mulți suntem puși în situația celui care greșește. Că lui Dumnezeu, că omului, mecanismul este același. Trebuie să împlinesc atunci când vreau să fiu iertat trei lucruri. Să fiu sincer, să-mi pară rău de ce am făcut și să fiu hotărât a nu mai repeta greșeala. Condiții pe care duhovnicul are ale urmării la spovedire atunci când mergem să ne cerem iertarea de la Dumnezeu condiții pe care cu știință sau cu neștiință, oricum având această capacitate de iubire asemănată cu iubirea dumnezeiască, părinții, aceste condiții le urmăresc la fiilor când aceștia greșesc. Când un copil greșește tatălui sau mamei și copilul aruncă un iartă -măsec, E, e o ruptură mare în inima părintelui acelui, tată sau mamă. Dar dacă copilul vine și spune sincer și simți de la distanță căința, părerea de rău pentru ce a făcut, lacrimile căinței care mult la ajută și hotărârea de a nu te mai supăra, simți înviere simți în Iertarea, iată, ar fi practic o luminare a întregii omeniri. Să știm să ne iertăm. Să iertăm și să ne cerem iertare. Bine, multe am avea de spus, dar sunt tare curios să vedem ce, ce întrebări avem din regie. Cum ne purtăm cu oamenii cărora le cerem iertare pentru o supărare provocată și aceștia spun că nu ne iartă. Îi evităm, mai insistăm. Sunt, iată, două atitudini propuse. Îi evităm sau mai insistăm. Întâi de toate, în momentul în care ai greșit. Și cineva este supărat pentru ce a ce ai, făcut tu, lucru cu adevărat greșit, și o să vedeți de ce am folosit cuvântul cu adevărat, atunci se cuvine să insistăm. Prin aceasta, ne dorim să săcăim pe cineva, ci să convingem pe cineva că, într-adevăr, ne pare rău. Poate că atunci când ne-am cerut iertare, tocmai asta acela nu a simțit. Convingerea că mie îmi pare rău. Poate că a simțit un formalism în modul în care eu mi-am cerut iertare. Adică mi-am făcut datoria de om, de creștin, am spus da, am greșit, iartă-mă. Și aceasta nu convinge. Nu convinge pe nimeni. Dacă ți-ai cerut iertare cu adâncă căință cu sinceritate, cu asumare de a faptei, cu hotărârea de a nu mai face, și acela poate că este și el săracul împietrit, nu știu dacă vreuna din cele două variante își au locul. Evitarea aceluia nici de cum, insistența s-ar putea să săcăim, există o altă variantă. Îl iubim și plângem la rugăciune pentru el. În situația în care eu am greșit, și acela este împietrit, mă rog cu lacrimi pentru el, ca Dumnezeu să-i despietrească inima și să facă bine, întâi de toate, pentru el și mai apoi și pentru mine, să, -mi, să mă ierte. De ce am pus problema întâi de toate pentru el? Pentru că dacă pun problema pentru mine, iar sunt departe de ceea ce trebuie să fiu. Dacă pun problema pentru Sufletul Lui, într-adevăr înseamnă că sunt un creștin iubitor de aproape. Și îmi pasă de Sufletul Lui pentru că Lui îi este greu pentru neiertarea pe care o are față de mine. Lui este rău. Mie poate mai puțin. Însă, pentru că cumva mi-am făcut porunca nu, porunca lui Dumnezeu este să, 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 să cer să fiu iertat și să iert. Să-mi recunosc greșeala, să-mi pară rău și să nu mai fac. Eu mi-am recunoscut greșeala mi-am cerut iertare cu căință mi-a părut rău, am dorit să nu mai fac. De aici încolo, într-adevăr problema este a lui, dar asta nu înseamnă că eu gata m-am Eu mi-am mi rezolvat problema treaba ta dacă mai sau nu că atunci nu sunt în creștinism. Trebuie să-mi fie milă de sufletul lui și să-l iubesc. Și să mă rog pentru el. Asta ar fi atitudinea în situația în care tu ai greșit. Însă am lăsat acolo o portiță de discuție și am zis ce facem în situația în care am greșit, dar nu, e în părerea aceluia că eu am greșit. Dar eu știu că după Dumnezeu eu nu am greșit. O situație. Acum îmi vine minte. Ia și mie un pachet de țigări. Îmi pare rău. Nu o să fac lucrul acesta. Vrei să-ți iau un pahar de. să-ți iau o sticlă de apă, să-ți iau o pâine, să-ți iau orice altceva? Da, dar un pachet de țigări nu. Și acela s-a supărat pe tine. În situația aceasta, nu ai a cere iertare. Pentru că doar este, doar părerea, doar este părerea, lui că e greșit. Și ducând discuția la nivel absolut, aduceți-vă aminte când nu odată, de multe ori, Mântuitorul Hristos era acuzat în fel și chip de acuzatorii lui de servicii Iudeii, și-a cerut iertare vreodată Mântuitorul Hristos? Niciodată. Pentru că nu greșise, dar a arătat întâi de toate și atitudinea pe care trebuie să o avem. Trebuie să fim în adevăr, în dreptate, în pace. Atunci când știi că tu nu ai greșit cu nimic, îl iubești pe acela chiar dacă te acuză pe lume pentru lucruri nedrepte și ai răbdare ca Dumnezeu căruia te rogi pentru el să ilumineze mintea și să încălzească inima. Atâta ai de făcut. Ceea ce Hristos practic a făcut. iartă Doamne, că nu știu ce fac. Și i-a iubit și i-a așteptat și rugându-se pentru ei, mulți dintre ei mai apoi, după învierea Mântuitorului Hristos, s-au și întors către Hristos și către creștinismul care se năștea. Ne cerem iertare atunci când cu adevărat greșim. Ne cere iertare întâi de toate cu simțire, cu sinceritate, cu părere de rău și cu hotărârea de a nu mai face. Dacă cerem iertare formal, n-am făcut nimic. Din contă s-ar putea să inflamăm mai tare spiritele. Contează să știm, cum, să știm cum să iubim și să facem în iubire acest lucru. Dacă ne-am cerut iertare înainte să ne împărtășim de la o persoană cu care am avut anumite dispute și aceasta nu ne dă niciun răspuns. Ne mai împărtășim? Cine a hotărât ca tu să te împărtășești? Duhovnicul. Ei, supui atenției Duhovnicului situația. Pentru că sunt atât de multe variabile într-o situație cumva generală descrisă aici, încât nu putem da un verdict. Putem face tot, tot așa discuții, însă pot și fi de folos aceste discuții, însă cine hotărăște împărtășirea sau nu a fiului duhovnicesc? Duhovnicul. Așadar, Cumva răspunsul este foarte clar. Însă am zis că facem și cumva discuții pe, această, pe acest subiect. Am avut anumite dispute cu acea persoană. Hristos n-a avut dispute el cu cineva, alții au avut dispute cu el. Dacă cineva este supărat pe tine, te acuză de diferite lucruri se poate ca într-o oarecare parte să ai și tu partea ta de vină sau de săvârșit este vina ta, în situația asta se cuvine să-i ceri iertare. Depinde cum. Sincer, căit, hotărât să nu mai faci. Acela nu dorește să te ierte, Cuvântul Mântuitorului este destul de precis în, în Scriptură. Mergi și te împacă cu părâșul tău și de-abia după aceea să vii să aduci jertfa ta la altar. Deci, strădania merge cumva, dacă vreți, dincolo de a ne cere iertare, ci către a ne și împăca. De a face pace cu acel om. De a ne strădui să facem pace. Bine, părâșul deja implică uh, foarte clar faptul că tu ești greșitul. Adică el te părăște unui, unui judecător pentru o faptă pe care tu ai făcut-o deja. E, acolo este foarte clar puțin. Uh, însă în momentul în care, de fapt, tu de, nu ai greșit aceluia și ajungi să faci... acest demers, dar de îți cere iertare, ca să produci un pic pace cu acela care e pe nedrept supărat pe tine, tocmai pentru că ai făcut un lucru care nu se impunea că tu nu ai greșit, este sortit eșecului de cele mai multe ori un astfel de demers. Pentru că unul care este supărat pe tine, pe nedrept, tu cerându-ți iertare, nu faci decât să-i dai acelui curaj să încuvințezi -mi mincinoasa acuză care până, până la urmă ți se aduce. Ne mai împărtășim sau nu? Asta era, de fapt, problema cea mare. O rezolvăm la duhovnic, asta este clar. Însă, ce faci în situația în care nu ai duhovnicul aproape? Te-ai spovedit um, vineri, ai plecat în călătorie, ai ajuns duminică foarte departe, undeva, te-ai dus la liturghie și urmează să te sau nu, să te împărtășești sau să nu te împărtășești. Ce faci? În răstimpul acesta au avut loc disputa, ți-ai cerut iertare, nu ai primit iertare. De regulă, cumva, la poveditul de vineri, tu i-ai spus deja părintelui și poate că și de asta părintele ți-a spus, du-te și te împacă. Însă și știi și ai și spus că ai sau nu partea ta de vină. Și în situația aceasta, de multe ori, duhovnicul și spune, dacă te împaci, te împărtășești, dacă nu te împarci, nu te împărtășești. Cumva răspunsul este dat. chiar dacă e departe. O rezolvă întoarcere. Da. Revenim la, la, la discuția la, de manieră generală despre iertare. Mi-aduc aminte de, de o situație tare, să spunem așa, îndoieșitoare. Care cred că are destul de multă relevanță la subiectul acesta. Situația pe care o întâlnim în Evanghelie la Luca, pilda fiului risipitor. Fiul risipitor care greșește fratelui, greșește tatălui în nenumărate rânduri, ca atitudine, ca stare, ca pretenții, ca depărtare, ca cheltuială, ca risipire, ca ignorare o bucată de vreme. După toate acestea, își aduce aminte de Tatăl. Dar își aduce aminte de Tatăl și ne spune foarte înțelept Evanghelistul, își vine în fire. Momentul în care omul își cere iertare este starea de a veni în fire. E cumva în firea omului să-și recunoască greșeala și să-și ceară iertare. Dar vedem autentica stare de om dornic de îndreptare. Adânca smerenie s-a smerit atât Atât de mult pe sine, încât chiar dacă își recunoștea filiația, tatăl meu, în mintea sa, vorbea uh, cu sine despre tatăl său, despre argații, câți ai, argați ai tatălui meu nu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici și de foame. Păzind porcii, păscând aceea și mâncând roșcove și el, nu avea ce să mănânce se vedea pe sine fiul al tatălui, dar pentru că prin neascultări și supărări căzuse cumva, își recunoștea starea de căzut. Nu mai sunt vrednic să mă numești fiul tău, fă mă ca pe unul dintre algații tăi. Adică, dar să fiu lângă tine. De proximitatea tatălui pe el îl ajuta. Nu Poziționarea față de Tatăl, fiu sau argat. Că era fiu, că era argat, tot în proximitatea Tatălui era. El dorea să fie lângă Tatăl. Această stare de apropiere de Tatăl, iată, pentru el era ca o mângâiere, ca un răspuns afirmativ dat frământării, dacă sau nu este iertat. Bine, știm ce s-a întâmplat. Mai întâi și-a făcut scenariul. Mă duc la tatăl, mă voi arăta, voi cere să mă facă ca pe un argat. Ei, și-a făcut întâi de toate scenariul, după care l-a pus în practică. Și noi la fel, când, când greșim, fie lui Dumnezeu, fie omului, începem și ne facem scenariul iertării. Cum fac? Mă duc? Când mă duc? Cum mă prezint în fața Lui? Ce-i spun? La fel și acesta. Și-a făcut foarte bine scenariul și s-a dus la Tatăl Căit. Care stare, am spus puțin mai devreme, ea se simte. În situația Tatălui, se simte de departe. De departe văzândul, ne spune Evanghelistul, a alergat înaintea lui și l-a strâns la pieptul lui. S-au bucurat, au plâns de bucurie că s-a întors, că pierdut a fost și s-a aflat mort, a fost și a înviat. Iată, momentul în care îmi cer iertare este momentul în care înviu din morți. Eu reușesc să înviez din morți și reușesc să fiu readus în sânul pierdut a fost și s-a în sânul familiei sunt de reprimit. Această întoarcere îți dă, această înnoire îți dă iertarea. Iertarea care atât de importantă este pentru noi, Știe Dumnezeu cât este de importantă pentru noi, încât iată, în, chip, în fel și chip, ne-a povățuit să ne străduim, au dobândi. însă, pentru a o putea dobândi, ne-a mai lăsat la dispoziție și, iată, pârghi, cea mai importantă spovedanie. Asta în relația noastră cu Dumnezeu. Și ori de câte ori, de fapt, greșim doar lui Dumnezeu. Și niciunui om fugim la spovedit. Ce facem în situația când greșim altui om? Nu mai spovedit? Da. Pentru că atunci când greșim omului, greșim și lui Dumnezeu. Pentru că, întrucât ați făcut, sau, mă rog, nu ați făcut, slash, punem acolo, unora ca aceștia pe amici ai mei, mie, mi sau nu mi-ați făcut. Așadar, în momentul în care greșim că omul, că lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne spovedim. Să ne spovedim și să ne asumăm că acea greșeală este făcută întâi de toate înaintea lui Dumnezeu și mai mult căiți fiind la spovedit, spunând părintelui cu ce am greșit, cu nădejdea că Dumnezeu va lumina pe duhovnicul meu, și acesta îmi va spune ce am de făcut ca astfel să îndrept lucrurile. Să îndrept lucrurile. Ce înseamnă să îndrept lucrurile când, când, ai greșit? Nu doar să dobândești iertare, nu doar să eliberezi spațiul din memoria celui care ai greșit, care uită și șterge fapta ta ce are de acolo, din memoria sa. Nu doar asta, nu doar eliberarea spațiului, nu doar despovărarea aceluia și a ta. Dar înveți, îți fixezi acest mecanism și înveți și fixezi acest mecanism al iertării și celorlalți. Cred că, de fapt, problema iertării în societatea de astăzi, de aici, vine. Din faptul că nu mai iertăm și nu ne mai cerem iertare. Ne-am făcut, ne făcut aproape profesie, cu toții suntem avocații noștri. Căutăm ori de câte ori greșim să ne apărăm, să ne acoperim, să recunoaștem cât mai puțin, de fapt, din partea noastră de greșeală, dacă s-ar putea să aruncăm vina pe oricine altcineva, dar nu pe noi. Aici este marea problema zilelor noastre, relativ la iertare. Nu mai iertăm, nu ne mai cerem iertare. Ceilalți care, uite, într-o casă, mama, tata și copilul, copiii, Mama și tata. Se înțeleg bine, totul decurge corect, firesc, însă la un moment dat, nu știu cu ce a greșit. A făcut o greșeală tata. Și mama s-a supărat. Un lucru banal, un accident casnic, ceva minor. Tatăl, din ispită, în loc să își recunoască greșeala, să ceară iertare, cu o minciună măruntă, caută să se acopere, caută să se îndreptățească, caută cumva să îndulcească amarul micii greșeli. Copilul, văzând acest lucru, ce învață? Că așa trebuie să faci atunci când greșești. Momentul în care greșim, momentul în care trebuie să ne cerem iertare sau să iertăm, este, iată, un moment de mare oportunitate. În tabloul puțin mai descris mai devreme, când tatăl și-ar fi recunoscut greșeala, ar fi zis, da, draga mea, am fost neatent. Am am scăpat cana și s-a spart, îmi pare rău. Iar soția, văzând căința și sinceritatea lui, spunând, nu nimic, Asta. fim noi sănătoși, cumpărăm altă cană. Dacă îți pare rău, cumperi tu altă cană, nu? O chestie minoră. Copilul ce vede? vede părerea de rău a tatălui. Vede smerirea în fața soției sale. Își cer iertare. Îi pare rău că, iată, cu prea puțin a păgubit familia. Că a necăjit-o poate pe soție care ținea la acel lucru, poate, putin, nu știu. A fost un exemplu, poate, în sine el. Nici o valoare. Însă, gestul, simțirea, Acțiunea. Acelea sunt momente pe care dacă nu le folosim cum trebuie, le pierdem și se traduc mâine pe mine în comportamente deplasate și uh, găunoase, până la urmă, potrivnice fi, uh, chiar lor, copiilor. Copilul învață să ocolească adevărul, să nu-și recunoască greșeala, să nu-și ceară iertare să minimalizeze greșeala și să spună fără ca eu să-mi cer iertare, dar tu nu trebuie să mă ierți? De multe ori chiar am auzit și simtagma asta. Ce? E creștin, trebuie să mă ierte. Da, bun. El pentru igiena sa lăuntrică poate că te-a deja. Dar tu ce folosai dacă ignori? Dumnezeu celui căruia noi îi greșim în fiecare zi. În fiecare dimineață, trezindu-ne din nou, vedem că de fapt are milă cu noi. Și ne mai dă în cozi și în cozi și în cozi și în cozi. Și nu înțelegem bunătatea. Și din atâta bunătate, noi rămânem de fapt în împietriți și nu ne cerem iertare. Am spus puțin mai devreme că iertarea înseamnă o înviere, Iertarea înseamnă o naștere. Am spus că este de mare valoare încât biserica a ridicat la nivel de taină. Taina spovedanii. Acolo ne rezolvăm de toate problemele ce țin de iertare. Că iertare față de Dumnezeu, că iertare față de aproapele. Acest har mare al iertării. Această taină a spovedanii mai este numită în biserică al doilea botez. De ce? Pentru că în momentul în care ne cerem iertare și și dobândim iertare, făcând cele ale iertării, adică sinceritatea, căința și nemai repetarea greșelii, simțim că ne naștem a doua oară. Simțim că se re albește, să spunem așa, cămașa cea albă primită de către sufletul nostru la momentul botezului. Cămașă pe care cu diferitele mizerii ale greșeilor și păcatelor noastre am fi murdărit-o. Spovedania spală această haină. De asta se numește al doilea botez. La botez primind haină așa cum o spălăm din nou am putea să ne salvăm întâi de toate ca indivizi și mai apoi fiecare în parte ca societate dacă învățăm să ne iertăm. Mă duc căit și spun îmi pare tare rău nu trebuia să fac așa ar fi trebuit să fac invers. Am fost neatent. Am fost negligent, Am fost rău. Tare rău îmi pare. Te rog, iartă-mă. Tare îmi doresc să nu mi se mai întâmple așa ceva vreodată. N-aș mai vrea niciodată să te mai supăr. Te rog din suflet, iartă-mă. Facem asta cu sinceritate, cu căință, cu părere de rău? Foarte ușor o să primim. Și știți de ce? Nu ne bazăm atât de mult doar pe inima bună a omului. Ne bazăm pe ea. Că omul este chip al lui Dumnezeu. Are simțire la cine și voință. Și... Acestea se vor fi mișcat deja atunci când noi am spus ce am zis eu mai devreme. Dar ne bazăm întâi de toate că smerindu-ne și făcând cele ale iertării, așa, cu acrivie chiar, Dumnezeu pentru mica noastră strădanie va încălzi acela inima, oricât de împietrit ar fi. Dacă nu s-a încălzit împietrita inimă, se poate întâmpla ca eu să nu fi mers. Cu fierbinte căință. De asta gheața nu s-a topit. Neapărat fierbinte căință. Părere de rău, sinceritate, hotărârea nu mai face. Și astfel reușim să dobândim. Dobândim iertare sau vine cineva cu această atitudine. Și parcă nici nu am nevoie să mai îmi spună în cuvinte. Parcă nici nu mai îți vine să-l și întrerupi în timpul pledoariei sale. Iată, venind el la tine cu căință, cu sinceritate, cu hotărârea de a nu te mai supăra. Poate că pledoaria lui durează 30 de secunde, un minut, 10 minute. Vezi că într-acolo se duce. Îi simți de fapt starea. Nici nu-ți mai vine să-l lași să continue. Îți vine să-l brațe, să-l strângi, să-l asiguri că l-a iertat, să simtă din îmbrățișarea ta caldă, frățească sau părintească, cum că l-a iertat și nici nu-ți nici nu mai spune restul cuvintelor. Astfel funcționează iertarea. Orice altă variantă nu duce unde trebuie sinceritate, părere de rău, hotărâre de a nu mai face. Astfel, eu sunt eliberat cel care iert, astfel, cel care a greșit este eliberat, suntem mai ușori, gustăm învierea în fiecare zi, ne luminăm, ne înțelepțim și astfel vom murca și personal și ca societate. Este important să iertăm, este important să cerem iertare, atât de important ca însăși viața noastră. Și nu doar cea ce pământească, cât cea viitoare. Să luăm aminte, să ne fie de folos, Doamne ajută, din credincioși!